Da, meci frumos, o deplasare în care cred eu că o să iasă un meci foarte bun, frumos din toate punctele de vedere, atât stadionul cât și echipele, atmosfera, tot care o să fie în jurul acestui meci, cred că ne face să gândim că va fi un joc frumos de văzut, atât de oamenii care o să vină la stadion, cât și cei la televizor, ceilalți din țară. Ambele echipe cu gândul de a câștiga. Ultimul rezultat al Craiovei ne dă o speranță, o șansă că putem accesa și să ne gândim și la locul 3. Mergem acolo să încercăm să fim mai iuți ca ei. Propria noastră strategie de joc. Două echipe care atacă, care vor să câștige, care au jucători tehnici, tineri. Doi antrenori, vă las pe dumneavoastră să spuneți că nu vreau să vorbesc, la fel care cred eu că au arătat că le place să joace ofensiv, atât și el care a făcut o muncă extraordinară, Mangea, de când e la Craiova, a dus echipa, are stabilitate, are constanță, e acolo sus, joacă, pot juca și finala cupei. Organizați bine, arată bine în teren. E o echipă care nu trebuie să, la fel, să-i dai spațiu să controleze jocul, să domine jocul. Așa că toate premizele de a ieși un meci extraordinar. Fără nicio presiune, nici din partea noastră, nici de a lor, în afara terenului. Așa că cred eu că amândouă echipe o să fie preocupate să facă un meci foarte bun. În rest, jucătorii, Mățan o problemă, nu poate să fie, deci nu e în lot. Și restul, în general, Mățan, Sorin, care nu e cu noi, doi știți că nu și-a mai revenit, și restul, cam, jucătorii sunt cu noi. Văduț a revenit, vom vedea dacă accesăm sau nu. Da, cam asta, în general, așa. Întrebări. N-a câștigat nimeni pe nouă stadion. Un argument în plus de a fi și mai motivați și mai conectați. Noi am fost aproape, cred că am fost singura echipă care i-am pus în dificultate destul de serios de când joacă pe nou stadion. Am condus la pauză, dar am greșit-o total și sperăm că de data asta să jucăm 90 de minute. Bine. Gazonul ar putea fi o problemă? Știți? Gazonul ar putea fi o problemă? Nu contează. Nu. Puneți întrebări la altcineva, nu la mine. Trebuie să te adaptezi. V-am spus dintotdeauna, nu contează. În orice condiții, contează foarte tare să știi să te adaptezi la condițiile, la teren, la condiții meteo, la toate, trebuie să știi să te adaptezi. Și noi și ei jucăm pe același teren, așa că trebuie să face mai bine ca ei. Cam asta e concluzia. E un moment decisiv pentru locul 3? Nu, s-a deschis această portiță prin înfrângerea lor în ultimul meci. S-a deschis și există. Dar e greu oricum, va fi greu. Important e că noi fiecare meci trebuie să mergem, să-l câștigăm, suntem în play-off. Sunt teste importante pentru noi, pentru de a ne vedea capacitatea noastră și valoarea noastră a echipei pentru starea care e, pentru a evalua în ce va fi la anul, pentru că mai sunt puține etape, pentru că vine vacanța, se termină campionatul și noi trebuie să evaluăm. Trebuie să ne gândim la anul ce facem, ce echipă, care va fi obiectivul și sunt teste importante aceste meciuri pentru noi. Fără să omitem, să neglijăm posibilitatea noastră de a ajunge în cupe europene. Cam asta. După meci cu FCSB a spus că veți da șansa jucătorilor care au jucat mai puțin să joace, dar nu știați rezultatul Craiovei. Vom vedea, nu, echipa nu e făcută. Trebuie să ne adaptăm la sistemul lor. Cât de cât.
vom vedea. Da, cu siguranță că până la sfârșitul campionatului voi încerca să, chiar și le-am zis la ședință înainte de această conferință, am avut ședință cu ei și le-am spus că voi da posibilitatea tuturor să înceapă până la sfârșitul campionatului oricărui jucător să-l văd, să înceapă ca și titular. Nu știu ce decizii voi lua acum la Craiova, dar cu siguranță că mai am două zile să mă gândesc și vor apărea ceva, cât o-i putea să facă, nu pot fiecare meci să facă. Da. Ce părerea centru oficial? Nu mă interesează, mă scuzați, dar eu nu pot să vorbesc pentru alții. Întrebați-i pe cei care sunt în speță, sunt întrebări care nu au legătură cu mine sau cu toate. Întrebați-i care se luptă pentru așa ceva, că am văzut că au început să facă și formațiile. Deci e ultima care am putut să o văd în România. Dar suntem în România, învăț în fiecare zi câte ceva care nu are legătură cu fotbal. De anumite moduri care sunt de comportament, de vorbă, de a vorbi. Să încep să faci strategia la altă echipă cu cine să joace, cine, de ce a băgat pe ăla, unul sau de ce a băgat pe altul. Mamă, și la mine. Domnilor, vedeți-vă de bucătăria voastră și de pe cine băgați, cum băgați, ce obiective aveți. Fiți responsabili de ce faceți, atât le transmit. Fiți responsabili de ce faceți și încercați să vă îndepliniți obiectivele, nu încercați să faceți, să mutați diversiunea în altă parte. Doar de dragul de a o face. Da? Doar de dragul. Iar după aceea lecții, să nu-mi dea mie lecții. Atât transmit. Că aici nu suntem la Steaua. Da? Să facă alții echipa. Aici o face antrenor, da? Cum vrea el. E dreptul meu. Da? Și am văzut ce a apărut unele lucruri și stau și mă crucesc. Da? Să-și vadă, pentru că și ei n-au băgat cu mine cu Steaua, de ce n-a jucat Coman, de ce n-a jucat Nedelcu, de ce n-a jucat ăla. Mă duc să-i întreb eu. Că eu vreau să joace aia. Fac eu echipa lor acum. Încep să fac eu echipa lor, dar de ce joacă ăla, de ce joacă ăla? Comedie. Pură comedie. Da? Ca să distragem tot la un lucru. Deci mă minunez. Dar asta e. Fapt, ei au uitat că Drăguș a jucat înainte mai bine ca Mățan de 100 de ori. Au uitat meciul cu Astra, au uitat meciul cu ăla. Deci au uitat lucrurile, dar ce trebuie să le dau explicație lor acum? Din păcate, trăim vremurile astea, dar n-au legătură cu fotbalul profesionist. Se vine așa un pic ridicol și din tot faptul că anul trecut era cu Steaua, anul ăsta se ferie, acum de leață așa la drept. Nu, vă rog frumos, am văzut că și voi de acolo îmi scrieți cuvinte care eu nu le-am spus, da? Așa că te rog frumos că tu ești din Constanța, grijă că eu spun niște lucruri, dar să-mi pui cuvinte în gură care nu le-am spus, filmate. Nici așa nu-i frumos. Și altele și altele. Dar trec peste ele, mă duc înainte, pentru că, iar, sunt în România, nu? Și trebuie să fiu tot timpul ceva negativ cu mine, să iasă ceva negativ. Nu, eu trăiesc într-un mediu pozitiv. Nu trăiesc într-un mediu negativ. Dar trebuie să apară ceva negativ de mine, probabil, în fiecare zi. E frumos. Dar n-are, nu contează, m-am obișnuit. Vorbim de altceva. Vorbim de altceva. Da, multe. Nu, da. Bun, sincer, v-am făcut? Mă uit și învăț. Eu mă uit la meci ca să învăț. Nu mă uit de dragul de a mă uita, nu sunt un suporter. Văd și partea tactică și tehnică. Deci toate aspectele care trebuie să le văd. Un meci fantastic, frumos, lecție de fotbal. Frumos, sper cum va fi și în seara aceasta. Are din partea de forța de a lua 5 milioane? Nu știu, vom vedea. A arătat-o, joacă un fotbal extrem de agresiv, goluri multe, cu nume care și le-au creat ei, i-au făcut să devină mari.
arată Liverpool că se poate să joci la nivelul de top și cu jucători care nu erau chiar staruri de la început foarte mari. Așa că gândită bine, concept bun, antrenor bun, deci toate se poate face și cu linia a doua sau cu jucători care sunt de linia a doua, care nu sunt așa de scumpi sau nu așa de staruri, care au în momentul de față să joacă, arată că sunt fotbaliști foarte buni. Deci se poate. Tradiție, trofee, carieră, cluburi mari, nivel maxim în care poți să visezi, vom vedea tot ce e posibil. Tot ce e posibil, jucători, antrenori, strategii la nivelul cel mai mare. Așa că ne uităm cu drag, învățăm din toate aceste meciuri și sperăm că și noi, într-o bună zi, să, măcar să fim iar acolo pe scena aceea, să ajungem să fim. În ce legătură cu ce? Domnilor, vă rog frumos că atâta n-am ce să mai fac. Nu credeți că... Dar e imposibil. E imposibil să discutăm, să mă înțelegeți. Ori vă faceți că nu vreți să mă înțelegeți, da? Eu totdeauna v-am spus că există o portiță. Nu că vreau. Din start îmi pui o întrebare, cum mi-a spus-o și data trecută la conferință, și din ea a ieșit că eu nu știu ce. Deci eu am răspuns la o întrebare. Același răspuns care vi l-am dat în fiecare zi. Sunt deschis, atât. Nu că eu, nu că aș vrea. Nu mai întrebă capcană care faceți dumneavoastră după aceea titlurile. Da, ok. Se vinde, puteți să-l faceți, da? Nici așa. Luați ce am zis eu și rămâneți cu această. Da? Sunt deschis să fie ceva. Da? Nu e nimic sigur, nu e nimic concret, sunt doar vorbe și regii făcute de ziariști care ați făcut titluri, salarii, nu e nimic adevărat și vom vedea ce va fi. E o posibilitate ca să pot să și plec, dar nu asta înseamnă că e făcut ceva. Eu v-am zis cu o săptămână înainte că nu e nimic, n-am nimic. Eu v-am spus, nu altcineva. Dar nu țineți cont, scrieți ca să se vândă, de dragul de a se vinde. Nu sunt, dar nu puteți să faceți speculații așa, inclusiv salariu. Inclusiv salariu, inclusiv totul. Deci astea nu mai sunt speculații. Astea nu mai sunt speculații, sunt mai mult decât alte lucruri, care nu sunt ale noastre, da? Din România. Da? Și eu am fost întrebat, iar punctez, am fost întrebat. Deci nu eu am spus, nu... A fost o întrebare și am răspuns. Am răspuns normal ce v-am zis înainte și a ieșit altă că eu sunt de acord, că am certificat sau cum a ieșit. Am recunoscut. Dar ce să fac? Asta e. De fapt v-am spus. Când alții spun cu ce echipe trebuie să jucăm noi, când alții îmi spun mie cu ce echipă trebuie să joc eu, vă dați seama la ce, cât de departe am ajuns. Cât de departe, cât de jos, nu de departe am ajuns în fotbal românesc. Când cineva spune cum ar trebui să joc eu. Adică eu mă uit la... Când mi-am ajutat în casa lui altcineva să-i spun de ce n-ai jucat cu Gigel sau cu Ionel. Hai, Doamne, pe cuvântul meu, am coborât, am ajuns prea jos, mi se pare. Prea jos, din păcate. Da, asta e, face parte din joc. Am spus-o doar de dragul de a spune, fără să da, dar nu-i bine, nu... Totdeauna trebuie să te duci la tine, să vezi, să-ți vezi, să-ți faci temele așa cum trebuie, să muncești, să câștigi tu, să fii puternic, să o faci cum trebuie, să vii să din toate punctele, să-ți câștigi, să fii preocupat de tine, nu de vecinul. Da? Suntem în România și totdeauna vecinul. La vecinul ne uităm cel mai mult, nu la mine. Dar eu la mine niciodată nu vorbesc, nu analizez, nu văd că e greșeală la mine, e la vecinul. Am greșit datorită lui vecinul. Asta înseamnă diversiune.
să arunci lucrurile la alții, nu la tine în casă. Ca să stai să vorbești despre tine, să fii puternic, să-i bați pe toți, să fii cel mai bun și toată lumea să vorbească frumos de tine, să zică, să te felicite. Nu, nu. Dacă nu m-am împlinit, nu m-am împlinit datorită ție. Dar eu mă abțin și în continuare încerc să vorbesc despre noi, nu despre alții, și în continuare o să mă duc pe lucrul meu, să vorbesc foarte mult de mine, nu de ceilalți. Chiar dacă am venit acasă, sunt înapoi, sunt în România, trăiesc aici, sunt implicat din toate punctele de vedere cât pot eu, dar totdeauna să încerc să vorbesc despre mine, despre noi, despre club, nu despre altcineva, ce face. N-am vorbit, nu o să vorbesc și nu voi vorbi de acest lucru. Pentru că nu face parte din a fi un bun profesional. Un profesionist, cum trebuie. Pentru că trebuie să-ți vezi ale tale, trebuie să-ți câștigi totul, să fii puternic. Nu să aștepți de la altcineva că să aștepți cadouri sau ce-o fi. Mă rog. Da, în fine, na, te dăm importanță noi. E o chestie mică, dar ar fi bine să nu mai facem lucrurile acestea. Da? Pentru că, da, sunt lucruri care mai mult să vorbim mai puțin și să facem mai multe pe teren. Să jucăm mai bine, să încercăm să facem lucrurile pe teren mai puternice. Cam asta. Ok, o zi bună. Toate aceste derapaje și foarte multe partide cu alegrile. Cu ce? Toate aceste derapaje. Nu, vorbim de atâta. Să se joace cu terenul de goală, cu stadioanele de goală, cu 1000 de spectatori. Ce scenariu să vorbim? Am vorbit atâta. Aceeași întrebare. Ce trebuie să facem? Să aducem suporterii la stadion? Ce trebuie să facem să ne ducem acolo? Ok, ce să zic? Sper că într-o bună zi lucrurile se schimbe, să mergem la nivelul acesta. Normal că să vină lumea la stadion, să fie, nu știu. O zi bună.